la aulă se va organiza un punct mobil de vaccinare pentru cadrele didactice, atât din sistemul universitar, cât și din cel preuniversitar. În acest moment, împreună cu Direcția de Sănătate Publică, știm că sunt aproximativ 300 de persoane care sunt eligibile pentru a fi vaccinate cu vaccinul AstraZeneca, deci trebuie să fie sub 55 de ani. Și se realizează programarea acestora pentru ziua de vineri, după care, dacă va fi necesar, evident, se poate continua și sâmbătă, dar vor fi mai multe puncte de vaccinare, astfel încât lucrurile să meargă, așa cum știți, foarte repede și să încercăm să facem acest lucru într-un timp foarte scurt, dat fiind faptul că deja cadrele didactice funcționează în sistemul față în față. Vorbim despre cadrele didactice din învățământul universitar și preuniversitar. Exact. Ideea a fost să realizăm un singur centru, care este cel de la aulă, pentru că, așa cum știți, spațiul de la aulă este unul generos, în care se pot realiza fluxuri de intrare și ieșire diferită, în care avem acele alveole în care se poate organiza activitatea propriu-zisă de vaccinare. Deci există toate condițiile ca acest lucru să se desfășoare și evident că nu era nevoie doar pentru cei din sistemul universitar. Câți dintre cei 300 de beneficiari sunt interesați să facă acest vaccin din informațiile pe care nu, sunt 300 de beneficiari care vor să facă acest vaccin AstraZeneca și sunt eligibili pentru el. Pentru că mai avem colegi peste 55 de ani care nu pot fi vaccinați cu acest vaccin, așa cum știți, el are o limitare în acest moment datorită faptului că nu știm exact cum funcționează peste vârsta de 55, spun unii alții 65 de ani. Pentru aceștia se va realiza vaccinarea în centrele deja existente. Este vorba de centrul de la NOA și cel de la CATIA. Cel de la NOA va crea un flux pentru cei din sistemul universitar, iar cel de la CATIA se va crea pentru cei din sistemul preuniversitar. Dar bineînțeles că acest lucru va face Direcția de Sănătate Publică, care în acest moment, din câte știu eu, îi și anunță pe colegi și face această planificare. La nivelul universității, câte cadre didactice sau personal al universității și-a manifestat dorința de a primi vaccinul și câte s-au vaccinat deja? Avem peste 960 de persoane care și-au exprimat această dorință și au fost înscrise pe platforma național. Așa cum știți, s-a făcut această înscriere organizată de către universitate. În acest moment există în jur de 200 de persoane care s-au și vaccinat. Unele au și rapelul, celelalte au doar primul vaccin, dar procesul este într-o continuă dinamică, cu un număr destul de mare în fiecare zi. Și de asemenea, trebuie spus că aceste cifre nu includ colegii de la medicină care s-au vaccinat deja în etapa întâi. Da? Deci vorbim doar de cei pe care am programat noi pe etapa a doua.